Percheziții în Maramureș, luni, polițiștii specializați în combaterea contrabandei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au executat 3 mandate de percheziție domiciliară în Vișeu de Sus și Petrova. Au fost confiscate țigări în valoare de aproape 16.000 de lei. Totodată s-au confiscat 130 de litri de alcool etilic, cu privire la care urmează să se extindă cercetările. La acțiunile efectuate, polițiștii au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Maramureș. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus.